Alexandru Camar. Domnul Alexandru, eu, zău vă spunând, de aici într-un an se vor întâmpla lucruri fenomenale. Și eu să mă invitați la birou la dumneavoastră și eu să vă diploma. La moment nu am un domeniu de activitate, adică sunt, nu sunt încadrat în câmpul muncii, dar am în plan să inițiez o afacere. De aceea am venit la cursul respectiv, adică să acumulez ceva experiență pentru a o putea implementa în practica viitoare. Este vorba de energie regenerabilă, care încerc să fac primii pași în domeniul respectiv. Nu este vorba de deprindere imediată, adică este un curs foarte util. Am avut un staff, adică de traineri și de speakeri foarte notori, adică foarte bine prezentatori. Au prezentat un curs foarte eficient, care cu siguranță o să mă ajute în viața de viitor. Vreau să spun că am descoperit echipa trainerilor și este o echipă extraordinară. Tineri, energici, foarte ambițioși, foarte carismatici, care au un stil anume separat, propriu, de a transmite informația în public. Și are priză la public, deci prinde bine. Deci succes lor în continuare și cât mai mulți studenți. Cu siguranță o să mă informez, adică o să văd, o să analizez informația care o să fie, eu știu, transmisă de către secretariatul companiei și în funcție de posibilitățile sau de necesitățile care o să apară pe parcurs. Deci o să luăm deciziile respective.